că astăzi am rămas. Alături de mine este doamna Elena Angriș, fostul primar al Comunei Mahala, un patriot adevărat, un om care a ținut vie flacăra românismului în Ucraina. Vă rog frumos să o aplaudăm. Natalia Mihalcan, Mariana Grigorciuc, Irina Lanti, Stella Tot. Iar am zis în dreapta să vină domnul Rusanovski și doamna Diana Enache, primarul Comunei Mănăstirea Cașin, care aveți invitația și bine ați venit. Vă rog să vă mulați. Așa. Și care mi-a făcut o surpriză și o bucurie. Le-am lăsat fără cuvinte, pentru că au invitat-o, au reușit să iasă din Ucraina, aceste două, patru, cinci doamne minunate. Mă iertați și am nevoie de aplauzele noastre. Vă rog să rămâneți la prezidiu, ori în public. Domnul Rusanovski, mă înclin. Doamna Diana Enache, mă înclin. Și vă mulțumesc pentru minunatul pe care ați astăzi nouă românilor de aici. Da. De românilor din România. Vă aștept și acasă la Mănăstirea Cașin să cunoașteți și comuna din care vin eu. Sunteți îmbrăcați așa de frumos, încât ne-ați toți din sală, am rămas înnorburit când v-am văzut atât de frumos îmbrăcați. Și să știți că și la Mănăstirea Cașin avem un port popular extraordinar de frumos. Și vă invităm la anul să-l vedem acasă. Hai, la noi. Lângă soră, nu? Că așa s-ar zice, că suntem neamuri. Domnul Soroiu, este primul frate. Este primul frate găsit aici, în Comuna Cașin. Vă mulțumesc frumos. Pentru mine rămâne domnul primar. I-am găsit frații. Da. Așa. O să mai invit pe cineva alături de mine. Dacă tot așa e un moment emoționant, este vorba de domnul Ștefan Șilochi, alături de care am fost în Mahala și am depus împreună o coroană de flori la monumentul Aniței Nandiș. Și o să-l rog să vină alături de noi și pe domnul Cristian Ciupotaru, primarul orașului stațiune de Bogdan. În aplauzele dumneavoastră. Așa. Și mai avem un copinean alături de noi. Domnul profesor Puiu. Vă rog, poftiți. Că așa suntem noi. Când se adună neamurile, suntem toți așa, la o altă. Este de-al dumneavoastră, nu conveneam de-al dumneavoastră, dar de fapt din partea asta, de lângă Suceava. Asta este stipendiul dumneavoastră special. Cooperați mai puțin în dolor. Asta cele mai frumoase doamne. De ce să rău, doamne? Dar ne spune și nouă ce i-a spus doamnei, că suntem atât de curioși, încât, na, a rămas așa ca o mică taină acolo. Și tainele între frați nu sunt. Păi, dar între frați nu te înțeles și ce spune. Nu la fiecare spune, nu spune la toată lumea. Corect. Mulțumim frumos deocamdată. Începem evenimentul propriu zis. Eu v-aș ruga să mă mai spuneți frați. Îl copiez pe marele Nicolae Davija, Dumnezeu să ierte, a plecat. Odată cu musafir la mine acasă, cam așa mi-a zis. Domnul Constantin, eu te rog, nu mi mai spune frații. Noi suntem aceiași, nu suntem frați. Noi, pasărateni, suntem frați cu rușii, găgăuze, cu tătari, dar cu românii, noi suntem aceiași. Da. Mulțumim frumos, încă o dată. Dăm startul evenimentului și o să-l invit alături de mine la prezentare. Cred că în aplauzele dumneavoastră, pe domnul general de 4 stele, Vasile Jenica Postu. Vorbiți, ne vorbim sau aflăm de contextul istoric puțin și contextul internațional, nu? Sau cum? Dacă mă delimitez, mă emoționez. Nu vă delimitez. Vreți microfon? Nu, nu e clar. Ați vocea de domnul general. Da, cred că da. Eu mă retrag. Deci așa, chiar încep cu mine? Da, dumneavoastră sunteți. Mulțumesc.
În primul rând, vă zic și eu bună ziua. Vă salut cu respect pe toți. Sunt bucuros să particip la un asemenea eveniment. Doamna Dana știe foarte bine că trebuia să fiu în București și am venit mai repede, special pentru a participa la acest eveniment. Am venit din două motive. Unu, sărbătoarea pe care astăzi o parcurgem și al doilea pentru dumneavoastră, cei care sunteți prezenți aici. Acestea fiind spuse, aș vrea să subliniez faptul că încerc să dau tonul la niște dezbateri care să nu fie în șabloane neapărat. Eu am ceva notat, așa fac mereu, dar cred că e mai bine să vorbim fiecare liber și deschis, să spunem absolut ceea ce gândim în momentul respectiv, chiar dacă riscăm să fim criticați pentru unele inadvertențe, pentru unele sincope, dar ne asumăm acest risc și mi se pare corect așa. Și de aceea voi proceda așa. Desigur, toți românii de bună credință și nu numai cei din România, ci și cei din afara granițelor țării, care își iubesc neamul și țara, știu că astăzi se împlinesc 105 ani de la unul dintre cele mai importante evenimente din istoria poporului român, din istoria neamului românesc, și am zis neamului românesc pentru că românii, cum au fost ei vitregiți mereu, niciodată n-au reușit să trăiască toți în granițele naturale ale unui singur stat. Având în vedere faptul că sunt un adept al celor care nu delimitează neapărat anumite evenimente istorice, prezentându-le doar în, să zic așa, în unicitatea lor, aș vrea să subliniez faptul că și unirea Bucovinei cu patria mamă, România, nu poate fi separată de toate celelalte situații și contextul și situația în care s-a produs acest fenomen. De aceea aș vrea să subliniez câteva aspecte și doamna Dana a început să mă cunoască bine, după că a zis că să vorbesc de situația internă și internațională de atunci din epocă și cred că este corect așa, pentru că n-a fost un fenomen singular. Înainte de asta însă vă spun niște păreri personale. Nu pretind ca cineva să mi le împărtășească. Le veți vedea și pe postul de televiziune, probabil pe 1 la ora 17, pentru că foarte mult se joacă cu noțiunile fără a le aprofunda și fără a gândi mai în detaliu când fac anumite exprimări. Unul din aceste aspecte. Vorbim de unirea Transilvaniei cu România, Marea Unire. Eu am pus problema dacă unirea și fără a diminua un pic rolul Unirii Transilvaniei cu România. Nu. Dar la Unirea de 1859 îi spun unii mica unire. Cu ce drept spune o mica unire? Pentru că dacă nu era unirea de la 1859, nu evolua societatea românească așa cum a evoluat. Și nu erau nici celelalte. Mai departe, unirii de la 27 martie a Basarabiei și unirii Bucovinei, cum le spune? Uniri mijlocii, uniri medii, cum le spune? Mai au unii obiceiul să se joace și asta o fac în inconștiență, dar în detrimentul românismului și românilor, și am avut prilejul să discut cu multe persoane din afară și spuneau, păi dar nu spuneți voi că aveți Bucovina de Nord? Păi nu există, dar avem foarte mulți care se exprimă în media și peste tot, Bucovina de Nord. Nu există, există o singură Bucovină care are o parte de Nord, una de Sud sau mijlocia aia e altceva. Dar există o singură Bucovină. Că, dar din cauza vitregiilor cărora a fost supus neamul românesc, a trebuit și așa cum avem și acum, ca unii dintre români să fie în afara teritoriului nostru național firesc, asta e cu totul altceva. Așa cum și zic unii România Mare. De ce România Mare? Zicem ca la Ungaria Mare? Aici fac o paranteză, chiar mă gândeam zilele trecute, că unii au atâta obrăznicie, încât în delegații oficiale, mergând în Ungaria, și le-am spus-o și lor acolo, nu-i bârfă,
pe, în sala unde te duceai să mănânci, vedeai harta Ungariei mari. Deci un gest de impolitețe crasă. Ori noi spunem România mare. Nu! România este una singură. Acum, după 1918, a intrat, să zic așa, în granițele ei naturale firești. Că noi n-am cucerit alte teritorii. Fiindcă nu putem prezenta acest eveniment al unirii Bucovinei cu patria mamă izolat, aș vrea să aducem puțin din istorie faptul că întotdeauna la români a existat conștiința unității de neam. N-am să fac decât foarte, foarte succint, încă din vechea, de pe vremea dacilor, și aici ne situăm la frontiera dintre dacii liberi și dacii de sub ocupația traiană. Aici, dacă citim un material de la Academia Română, vom vedea că satul Gura Văii, nu repede, e unul care a dispărut, e la Bârsănești, era cea mai sudică localitate în zonă a dacilor liberi. Încă de atunci erau incursiuni ale dacilor liberi la sud de Trotuș, ca să-și ajute frații care erau, de ce să nu o spunem și de ce să-l ridicăm pe Traian, unde n-a visat nici neamul italian că îl vom ridica, că și el a fost om și cu greșelile lui. Și, deci, încă de atunci exista conștiința unității de neam. N-am să spun mai multe. Mihai Viteazu știm cu toții ce au fost. L-au considerat unii un aventurier. L-au considerat. Există. Și eu am scris un material recent în care, că atunci când eram la liceu, generația mea, spunea atâta, dar ne spunea la istorie, că Moldova a opus o brumă de rezistență, nu uit toată viața. Și m-a preocupat. Și iată, am scris un material pentru cine vrea să-l vadă, numai de la Târgu Trotuș, la Bacău, i-a luat de Mihai Viteazu cu astea lui vreo 6 zile să ajungă. Deci a întâmpinat rezistență. Aici au fost morți 1000 de oameni, mai mult de 1000 de oameni la Târgu Trotuș. Când au venit, a trebuit să vină Mihai de la Brețcu aici să-i împace. Oasea lui Mihai Viteazu a predat 20 de sate. Există și au început să se bată mercenarii și atunci a venit și Mihai și a venit și fiusul care trebuia să meargă direct la Bacău, de pe la Vrancea, și a venit aici să-i împace. Dar am intrat într-o paranteză și chiar am spus, Dani, când se încruntă, mă opresc. Și să nu ne încruntăm noi. Bine. Și, deci, această unire, și aici de discutat, că spunem, la 1 decembrie 1918 s-a unit Transilvania cu țara. La 28 noiembrie s-a unit Bucovina. Dar nu este așa. Este foarte simplist privită problema. Atunci s-a hotărât de către cei care reprezentau interesele poporului. Dar și aici nu merg de la Bucovina, dau exemplu că peste 2 zile și cealaltă, păi unirea Transilvaniei nu s-a înfăptuit la 1 decembrie, atunci s-a hotărât, dar trebuie să ne gândim că unirea a fost înfăptuită, în primul rând, unirea teritorială, a fost înfăptuită de armata română, care a ajuns și a pierdut vreo 11.000, sau discutam noi la televizor, numai în campania asta, deci după ce a încetat războiul. Și că trupele lui Belacun nu le dau voie să intre administrația română în Transilvania. Și a trebuit să ajungă armata română în ziua de 4, e oficial, dar în 3 seara, august 1919, a trebuit să ajungă armata română la Budapesta. Și dacă ați auzit episodul cu Opinca românească pe catargul de la Parlament, este absolut reală, iar pentru cine dorește pot să-i ofer și material bibliografic chiar documentat. Așa este. Dar a trebuit să mergem acolo, a trebuit să moară oameni. Deci nu s-a înfăptuit unirea la 1 decembrie. Nu mai vorbesc de unirea administrativă și de altele. Aici am o particularitate la unirea Bucovinei. La 27 martie 1918, cei din Basarabia, și aici nu-i bine Basarabia, este Moldova, dintre partea Moldovei, dintre Prus și Nistru.
În realitate, în istorie, Basarabia, și domn Bogdan știe bine și sunt alții, numai acolo jos, unde le spunea Eminescu, între Dunăre și Mare, atâta era, ținutul Bugeacului. Dar fiindcă au fost niște aranjamente din partea diplomației ruse, pentru că erau obligați să se retragă din Moldova, din Principate, în urma păcii de la Tilsit, eu mă uit la Bogdan, că dacă greșesc, îi văd minica. Și în urma acestei păci, deci trupele ruse trebuia să se retragă. Și ca să rămână între Prus și Nistru, au extins denumirea de Basarabia pe toată suprafața, pentru că nu era prevăzut să se retragă din Basarabia. Asta a fost o paranteză. În legătură, și să intru un pic acum direct la subiectul nostru, în legătură cu situația de atunci, trebuie să înțelegem următoarele aspecte, după părerea mea. În primul rând, primul război mondial se cam termina. Deci trebuie să ne gândim că înainte de 28 noiembrie, când s-a hotărât unirea Bucovinei cu patria mamă, necondiționată, deci trebuie specificat, ceilalți de la Chișinău au făcut unire condiționată. Nu trebuie să fim supărați cu ei, pentru că altele erau datele problemei. Când s-au unit ei în 27 martie, România era în situația, cum știți, cu trupele pe aici, ocupată, și au avut curajul să se unească, dar cu niște condiții. Ce este de remarcat la ei și este demn de laudă, că delegație de la Chișinău au mers la Cernăuți și le-a recomandat să, ca în noile condiții istorice, să se unească cu țara fără niciun fel de pretenții și de condiții. De ce? Altele erau datele probleme. Știm că se încheiase armisticiul, și aici ușor de ținut minte, în 1918, pe 11 la ora 11, a fost armisticiul general. Știm că Imperiul Austro-Ungar se dezmembrase. Deci exista Republica Ungară, exista Republica Austria, iar nemții îl dăduseră jos pe Wilhelm și erau ei tot un fel de republică. Deci astea erau datele acum. Trebuie să mai știm că în Parlamentul de la Budapesta, ca urmare a evoluției situației internaționale, Alexandru Vaida Voievod, stabilit de fruntașii din Transilvania, a mers în Parlamentul de la Budapesta și, bazându-se pe discursul președintelui american Williams, nu? La punctul 14, vorbea acolo de dreptul naționalităților de a stabili singure soarta și de a se stabili și a-și constitui state pe teritoriul pe care l-au ei din străvechi. Și atunci Vaida Voievod a avut curajul, s-a dus la Budapesta, vă țin și cu asta, că n-am cum să nu vă spun, că au vrut să-l linșeze în Parlament, a fost preluat de militari români din vechea armată austro-ungară, a fost deghizat, era să spun travestit, greșeam flagrant, l-au deghizat, l-au urcat într-un vapor, l-au adus pe Dunăre și l-au încălcat ca să nu îl linșeze maghiarii acolo. Iată cum au stat lucrurile. Mai departe, am avut și noi, am vorbit și la postul de televiziune, trebuie să avem în vedere că exact înainte de 28, pe data de 23, s-a produs unul dintre primele zboruri ale armatei române peste Carpați. Transilvanenii știau că trebuie și toată lumea trebuie să se așeze. Aici fac o mică paranteză. Bucovinenii, fiindcă erau cu teritoriu mai mic, voiau neapărat să-și facă ceva, să se constituie ei într-o formațiune statală și ofițerii din armata austro-ungară și cu ofițerii din cei din Bucovina și cei din Transilvania au hotărât ei, când au văzut, să constituie un stat între Transilvania, deci a fost pe tapet așa ceva, între Transilvania și Bucovina. Deci ei tot nu stăteau degeaba, că știm că și la Chișinău ce rol important au avut și așa mai departe. Aici trebuie de asemenea remarcat, și de aici pornisem cu paranteza, că toată lumea se frământa. Țineau legătura. Cei din Transilvania voiau niște informații și sprijin de la guvernul român de la Iași. În situația în care guvernul încă era la Iași, după cum bine știu. Și au stabilit
Să trimită trei echipe, vă plictisesc? Să trimită trei echipe în condițiile de atunci, iarna era foarte vitregă la sfârșitul lui noiembrie și cei mai bătrâni știm că așa era. Și vă uitați la mine. Păi nu. Și au trimis trei echipe ca din trei să ajungă una la guvernul de la Iași ca să ceară lămuriri și să ceară sprijin internațional. A plecat o echipă prin trecătoarea Predea. N-au putut să treacă, pentru că încolo afluiau trupele germane și austro-ungare, subordonate lui Mackensen, care primise în seara de 9 noiembrie 1918, primise ultimatum din partea lui Ferdinand să părăsească teritoriul. A primit ultimatum și aici e curios, cineva chiar m-a întrebat odată dacă n-am greșit, că am spus a primit ultimatum Mackensen prin atașatul militar al României la București. Toți știm că atașații sunt în atunci România avea atașat militar la București pentru că ea era restrânsă tocmai la Iași. Și erau trupele lui Mackensen, erau trupe maghiare din Hoarde, mai bune aș zice, că de la Hoarda de Aur m-am gândit acum, și care împiedicau. Și deci echipa care a plecat prin pasul Predeal n-a ajuns. A mai plecat o echipă pe la Vârciorova. A ajuns în ziua Unirii, deci a ajuns prea târziu. Singura echipă stabilită de ardeleni a fost cea care a fost condusă de preotul profesor Bălan, care a ajuns mai târziu mitropolitul Ardealului, mi se pare, așa nu prea le-am cu asta, și un ofițer român din vechea armată austro-ungară. Ei au venit prin trecătoarea Tihuța. Au ajuns în 3 zile. Au ajuns la Iași, au luat legătura cu autoritățile din Iași ca să primească sprijin și eventual niște sfaturi. Au ajuns la Iași pe data de 13, cred că seara, așa, au vorbit acolo, nu mai era prim-ministru Grătean. Era generalul Coantă și între ei a fost și Averescu între timp. Dar au vorbit cu Grăteanu, cu regele, cu Coantă, cu Prezan, care a fost adus din nou la Marele Stat Major, șef al Marelui Cartier General, și au hotărât, Brădeanu le-a formulat el, deși nu mai era prim-ministru, o scrisoare cu îndrumări, au confecționat multe, foarte multe manifeste și nu știau cum să ajungă, dacă când ajungeau la timp, înapoi în Transilvania. Și atunci au apelat prin tot telegramă, seara, au transmis-o la baza aeriană de la Bacău, de la Mărgineni, să pregătească un avion. Au pregătit un avion, vă dați seama, avionul era cu aripi de pânză, piloții stăteau, era un gernă praznic, piloții erau afară, i-au uns cu vaselină ca să nu se congeleze și au plecat în ziua de 23, s-au dus la Blaj, acolo s-a hotărât, pentru că s-au gândit ai noștri că și în 1848 100.000 de oameni strigau într-un glas, vrem să ne unim cu țara. Și s-au dus acolo, au fost așteptați. Când au coborât, în primul rând, care nu se aveau emoții mari, că era al treilea zbor peste munții Carpați de către un echipaj, dar era și vremea foarte potrivnică. Au ajuns, au survolat, au aruncat manifestele și când au coborât, au întrebat, Niculescu, cine-i stăpân aici? Și copiii care au fugit toți să vadă avionul, nu știau ce s-a întâmplat, ce a venit din cer, au zis, românii, mă rog, domnule. Asta e expresia copiilor. Românii, mă rog, domnule. Și atunci au fost așteptați, au fost ținuți o seară, luat și ei de acolo niște informații de la transilvaneni, au venit înapoi pe 24, aici iar, asta n-am discutat la televizor, dar n-am, că atunci când s-au dus toți așa erau înfrigurați și au venit înapoi nu-i aștepta nimeni pe aeroportul din Bacău. Asta e ca o paranteză, așa, ca să vedeți cum e omul când nu mai are nevoie de el. Da, și în acest fel s-au pus problemele, de știau și cei de la Chișinău, știau și cei de la Cernăuți. Eu am scris mai mult despre Unirea Bucovinei și chiar mă uitam pe o carte astăzi și câte greutăți au avut ucrainenii, și o spunem, deși sunt împotriva curentului, dar eu nu prea sunt deranjat de asta, ucrainenii erau împotriva Unirii și
atunci când guvernatorul austriac încă era la Cernăuți și ai noștri, bucovinenii noștri, voiau să se constituie pentru a cere unirea, s-au dus ucrainenii cu niște tâlhari din ăștia din vechea armată rusă, înarmați, au alungat acest guvern și a trebuit să meargă acolo generalul Zadig și să-i elibereze. Când a ajuns Zadig, acum trebuie să vă spun chiar cum am scris pe undeva, ieșeau scântei din copitele, din potcoavele cailor ucrainenilor când a ajuns armata română acolo. Am avut și un trădător, Onciul, e cunoscut și a fost chiar intelectual, care a venit la regele Ferdinand să spună să nu trimită armata acolo. Deci el nu voia să fie, să se facă unirea. Dar conducerea noastră a fost înțeleaptă. Ajungem la 1 decembrie, vă las, gata. La 1 decembrie 1918 știm și o să vorbim despre unirea de atunci. Am un episod de care trebuie să-l spun, pentru că se uită. La 1 decembrie 1918 s-a mai întâmplat un fenomen. Familia regală și membrii guvernului au intrat din nou în București. Deci plecaseră în 1916 în decembrie și acum intrau triumfători în, cu Regina, Maria, cu Ferdinand, Toscălare, cu Bertlo, cu trupe din armatele aliate și au intrat de sub arcul de triumf. Îl văd pe domnul Șiroche aici și ne amintesc că era primar, că la Târgu Ocna, când am spus odată în piață lucrul ăsta că au trecut pe sub arcul de triumf, un domn de la București, care chiar e parlamentar și acum, nu știu la ce partid, că nu mă interesează, după ce am terminat acolo, mă interpelează, era însoțit de niște politicieni locali. El era țancioș, deși micuț, și îl însoțeau niște politicieni locali și ca să arate el cât e de ispet și de așa, strigă la mine, eram și în uniformă și atunci îți mai dur un pic, zice, domnule general, ați greșit și la unește, a spus așa, și aici nu exista arcul de triumf în București. Ăsta s-a făcut în 1934. I-am spus, domnule, dacă ai... Domnul Șilochin e invitat să la o cafea sus acolo. N-am vrut acolo să fac circ. Zic, dacă vrei să lămuri, te rog, vino acolo. Dacă ai curaj unei confruntări cu mine, vino. N-a venit, cum n-au venit nici cei care... Dar nu e niciunul în sală din cei care erau cu el. Eu îi știu și cine erau. Așa, n-a venit, că trebuia să-i explic faptul că a mai fost un arc de triumf pe care a trecut armata română după 1877, că a mai fost acest arc de triumf și cel care e acum, așa zice el, e al treilea. Probabil că răspundă-se mai târziu decât mine cu câțiva anișori, n-a mai știut și asta. Îmi cer scuze, v-am ținut mult. Permisiunea dumneavoastră vom continua și o să dau cuvântul domnului profesor Roman Daș, care va avea, am înțeles, o scurtă prezentare, una succintă de data aceasta, cu foarte multe imagini, o să ne încânte, va fi altceva față de ce am văzut la data trecută. Domnule profesor? Da, și eu vă mulțumesc, am o... să stau dacă îmi permit să Da, e ok. Am o misiune aproape imposibilă să vorbesc cu domnul general. Mulțumesc. Și felicit pe domnul general și această odată. Ocazie, discursul domniei sale mereu este motivațional și avem de fiecare dată de învățat de la dumneavoastră, astfel încât sper ca anumite emoții să-mi fie iertate. Am fost invitat să spun câteva cuvinte și am zis ok, de ce nu? Mai ales că astăzi este 28 noiembrie, este momentul în care Bucovina, nu țara fagilor, s-a unit cu România. Și am spus, în această prezentare, și am zis 1918 să fie anul bunilor români. Fiindcă 1918 nu s-ar fi putut realiza fără acești buni români care au simțit că se poate realiza această Românie dodolată. Recunosc că inițial aveam pregătit o altă reprezentare, trebuia să fie Regina Maria și Destinele Frânte. Am înlăturat-o pe Regina Maria. Destinele Frânte o să vedem imediat că s-au păstrat. Fiindcă am considerat că un rol major, poate mai important decât Regina Maria, a avut totuși regele Ferdinand, care nu întâmplător a fost numit loial. Să nu uităm că decizia de a declara război Austro-Ungariei la 14-15 august 1916 i-a aparținut totuși regelui și nu regine. Faptul că proclamația de război, la fel adresată, a fost redactată tot de către regele Ferdinand I.
dacă Regina Maria a avut dorința de a declanșa război Austro-Ungariei, respectiv puterilor centrale, totuși să dăm cezarului ce al cezarului. Regele Ferdinand a avut puterea și decizia i-a aparținut. Dacă nu dorea regele Ferdinand să declare război România și Austro-Ungariei, indiferent de dorințele Reginei Maria, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. E motivul pentru care am zis să-l reevaluez puțin și să-l pun așa într-o astăzi, să vorbesc despre regele Ferdinand puțin mai mult, fiindcă am plecat de la un citat al regelui Ferdinand chiar cu această zi, începând cu 1 decembrie 1918, și am plecat acest citat și spunem, am să citesc acest citat. Intrarea triumfală a regelui regine și a trupelor anglo-franceze pe române în capitală, Tedeum la mitropolie, entuziasm, ce nu se poate descrie. Sunt adânc emoționat de această zi care înfățișează și prin voturile sale de la Cernăuți și Alba Iulia, realizarea aspirațiilor noastre. Seara la masă, la palat, regele ține o minunată cuvântare, în care după ce aduce cuvenitul omagiu ostașilor și țării, spune, și am să citesc aceste două rânduri, când am primit moștenirea întemeitorului României moderne, respectiv al Carol I, am făgăduit în fața reprezentanților națiunii că voi fi un bun român. Și am plecat tocmai la aceste cuvinte. Cred că mi-am ținut cuvântul. Și noi credem, după atâția ani, că regele Ferdinand, într-adevăr, și-a îndeplinit misiunea pe care a avut-o. Și am pornit câteva contrații ce înseamnă să fiu un bun român. A fi un bun român era altfel privit în perioada interbelică și altceva de după perioada 1947. Motivul pentru care am luat ca reper a fi un bun român, imaginea Ana Paucă. Știm cu toții cine a fost Ana Paucă. Și totuși este important să spunem că începând cu Ana Paucă, care este un simbol al regimului comunist, începând cu ea și cu regimul comunist, definiția bunului român s-a modificat. Iar regimul comunist a avut un impact negativ asupra destinelor celor care au fost buni români în 1918. Și am spus în felul următor să prezint din fiecare provincie, din Basarabia, Bucovina și Transilvania, niște exemple prin care regimul comunist a avut un impact negativ acestor buni români pe care, din păcate, noi le-am uitat numele, fiindcă au fost mulți și fără voința lor, România Mare nu s-ar fi realizat. Și am zis să încep cu Ion Codreanu. Poate este un personaj mai puțin cunoscut, dar ceea ce nu se știe este faptul că undeva prin 1941, Ana Paucă, care fusese arestată în România în 1936 și fusese condamnată la închisoare, în 1941 statul român a făcut un schimb de prizonieri. Ion Codreanu, care fusese reprezentant în sfatul țării de la Chișinău, a fost schimbat cu Ana Paucă, s-a făcut un schimb de prizonieri. Ana Paucă a fost eliberată din temnițele, să spunem, monarhiei, iar Ion Codreanu, însă pun și aceste imagini, că va fi o imagine, mai mult așa o istorie, imagini acestor bune români, a fost primit în țară. Dar trebuie să spunem că Ion Codreanu a fost un fericit, fiindcă în 1940, în momentul în care Basarabia a fost reocupată de către diviziile sovietice, s-a făcut un dosar de urmărire la 13 foști deputați din sfatul țării. Ești singurul care a scăpat din cei 13, a fost doar Ion Codreanu. Soarta celorlalți deputați, care au votat la 27 martie 1918, a fost una foarte tragică. Și am să citez. Nu s-a desfășurat un proces politic, dar și fără proces public politic, cei 13 nu au supraviețuit. Toți au fost exterminați în gulagurile sovietice. Cu excepția lui Ion Codreanu, niciunul nu și-a rupt de veci stabil, niciunul nu a fost în un mormântat creștinește. Și mi se pare o datorie așa, demnă, și fiindcă ziua de 1 decembrie, 28 noiembrie, 27 martie, am zis că este o zi a memoriei, este bine să ne aducem aminte cine au fost cele 13, cei 13 buni români, care au murit și am să vă spun și că n-au murit și data să vedem cât de repede au fost exterminați de către regimul sovietic. Și am să încep cu aceste nume, foarte rapid. Teodor Uncu, care a murit la 22 noiembrie 1940 în penitenciarul Chișinău. Teodor Coșocar a murit la 23.01.1941 în penitenciarul Chișinău. Ceilalți, de acum, care vor muri după 6.12.1941, fac o precizare că nu mai sunt în Chișinău sau în Moldova ocupate de sovietici, fiindcă după 1941, armata română a eliberat pentru scurt timp Basarabia. E motivul pentru care în 1941 acești deținuți au fost duși în sovietică. Și vedem imediat, Teodor Neagă a murit la 6 decembrie 1941 în Gulag, la Prensa. Vladimir Bodescu, la 21 noiembrie 1941 în Gulagul la Cistopol, Republica Tătară. Constantin Bivol a murit la 12 martie 1942 în Gulag la Cistopol. Pantelimon Sinaginov a murit în Gulag. Constantin Bivol, am zis deja cum a murit.
Emanuel Cartei, a murit în 1942, în februarie, în gulag la Svetlovos, Uniunea Sovietică. Luca Știrbeț, a murit în gulag la Kazan. Al 10-lea personaj anunț, al 10-lea erou de Belorusie, Alexandru Baltab. Am pus această imagine cu el. Ceilalți, dacă nu o să fie din celelalte provincii. Alexandru Baltab, să știți că a fost minic, a fost mitropolit al Moldovei în această perioadă. El a murit în Kazan, în Republica Tătară. Și aici mi-am notat câteva lucruri despre el. A fost deputat în sfatul țării, mitropolit al Basarabiei, a fost de 12 ori medaliat de către guvernul român. În momentul în care diviziile sovietice au intrat în România, a refuzat să plece și a spus: nu o să las turma mea să fie înghițită de lupii roșii. Rudele părintelui Alexandru susțin că în timpul anchetei, care era foarte dură, părintele a trebuit să suportă presiuni fizice și psihice ale anchetatorilor sovietici. De altfel, vedem că toți au murit foarte repede, în decurs de 2 ani de zile după ce au fost arestați, care îi spuneau: arată-ne pe Dumnezeul tău. Față de care părintele Alexandru a replicat: atunci când îmi arăți mintea ta, atunci ți-l arăt și eu pe Dumnezeul meu. Ultimii trei, care sunt Nicolae Secară, Grigore Turcuman și Ștefan Bodnariuc, toți 13 au fost delegați în sfatul țării, au votat Mirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918, toți 13 au fost exterminați, ca să spunem așa, de regimul sovietic în decurs numai 2 ani de zile după ce au fost arestați. Am să continui cu aceste exemple mai departe și o să trecem la Bucovina și o să vedem că în fiecare provincie, cei care au susținut unirea acestor teritorii, provincii sorcerpămânești, în momentul în care diviziile sovietice au ajuns din nou în Bucovina sau și avem și Transilvania, să vedem soarta lor, au fost exterminați tocmai datorită acestui fapt. Și am zis că această zi să fie și această zi a memoriei prin care să le vedem imaginea lor, să o reînviem, să vedem ce s-a întâmplat cu acești buni români. În Bucovina ajungem, Bucovina care s-a unit la 28 noiembrie, într-o zi chiar ca aceasta, și domnul general a avut perfectă dreptate când a spus că din cele 3 provincii istorice românești care s-au unit cu România în 1918, doar Bucovina a votat necondiționat. Atât Basarabia cât și Transilvania au impus o unire condiționată, pe care trebuie să spunem totuși a existat acele condiții. Bucovina ne-a primit, să spunem, a venit înapoi cu brațele deschise și nu a pus nicio condiție legată cu României. Și am să merg rapid, că nu vreau foarte mult să vorbesc, doar să prezint aceste imagini, acești români care au murit în temnițele sovietice. Dori Medat Popovici, s-au cunoscut sub numele de Dori Popovici, a murit la 12 iunie 1950 în închisoarea de la Sighet. A fost președinte al Consiliului Național Bucovinei, secretar în guvernul condus de Iancu Fodor în Cernăuț. Deci a fost arestat imediat de sovietici și a murit la Sighet. După aceea avem Alexe Prokopovici, care a murit în 1946. A fost istoric, a fost ziarist la Glasul Bucovinei, membru al Consiliului Național Român Central, a votat unirea României cu Bucovina, a fost arestat imediat de către sovietici, de către comuniști în 1945, a fost internat în anul de la Târgu Jiu, iar la un an de zile a murit în 1946. O să mergem mai departe cu Gheorghe Grigorovici, care la fel, tot din Bucovina, care a fost numit chiar trădător al clasei muncitoare. El a murit în 1950, a fost deputat la un CV mult mai bogat, a fost deputat în Parlamentul de la Viena, a fost ales și în Parlamentul de la București, a fost închis în temnița de la Băcărești, unde a și murit în 1950 din cauza regimului comunist. Radu Zvier a avut la fel un destin foarte tragic, el a murit în 1946 la Canal. A fost membru al Consiliului Național Român din Bucovina, a votat unirea Bucovinei cu România, a făcut parte din delegația care a mers la Iași cu actul unirii, a fost primar al Cernăuțului, dar nu este poate s-a refugiat la București și în momentul în care sovietici au venit, a fost arestat și a murit în 1946, în conștiin cu toții ceea ce însemna munca la Canal. După aceea, Alexandru Vaida Voievod, poate că este un personaj mai cunoscut de către noi, a murit în 1950, ceea ce nu se știe despre Alexandru Vaida Voievod, faptul că el a fost arestat în 1945 și i s-a impus un domiciliu obligatoriu la Sibiu, la care nu a putut să părăsească Alexandru Vaida Voievod și a murit de altfel în 1950 în acest regim de detenție, dar puțin mai, așa, un regim mai ușor. Iar Alexandru Vaida Voievod, și mă bucur că domnul general a spus acest lucru, a fost de un curaj extraordinar, fiindcă a ținut acea declarație prin care românii afirmau dreptul la autodeterminare, nu era un lucru puțin, a fost aproape un gest eroic să facă acest lucru în Parlamentul de la Budapesta, la 18 octombrie 1918. La Iuliu Maniu, 1953, trebuie să spunem că a fost omul unirii din Transilvania, care a susținut unirea Transilvaniei cu România,
și fără el această unire nu s-ar fi realizat. Din păcate, așa cum știm, în 1947, după înșinarea de la Tămădău, el a fost arestat, judecat în noiembrie 1947 și a murit în 1953 în Isoarea de la Sighet. Nu are un mormânt. Nu știm unde este Iuliu Maniu. Nu putem să-i ducem o cruce, fiindcă a fost îngropat într-o chestiune comună, într-o groapă comună, astfel încât acest brav român, bun român, nu are un loc de veci, al lui, ca să știm acest lucru. Și acest lucru trebuie spus, trebuie știut. Aurel Vlad, să știți că era prima lui, era nepot al lui Gheorghe Barițu. Gheorghe Barițu fusese un important revoluționar ardelean din 1948. A fost arestat de securitate la Sibiu, în noaptea demnitarilor, din 5-6 mai 1950, avea o vârstă foarte înaintată, 75 de ani. A fost dus la închisoarea Sighet, unde a și murit. Dar aici este o poveste mai tragică cu el, că Aurel Vlad, deși a murit în iulie 1953, la 2 iulie, autoritățile comuniste au dat o nouă condamnare la 6 august 1953, după ce el murise, pe 60 de luni. Adică i s-a mai prelungit încă, să spunem, această pedeapsă, chiar dacă el murise, chiar dacă fusese îngropat. E motivul pentru care această zi de 28 noiembrie și doar puțin mai am, 28 noiembrie, 1 decembrie, 27 martie, am pus această chestiune, cu această imagine, cu această cameră, este o zi a memoriei. Este ziua o memorie în care noi ne amintim că acești buni români au realizat România mare. Fără ei, fără sacrificiul lor, și vedem că destinul lor a fost unul totuși frânt, dar nu s-au putut bucura și nu să fie apreciați de către ceilalți români ceea ce au făcut. E motivul pentru care consider că în momentul în care vedem aceste evenimente din 1916-1918, trebuie să le vedem într-un mijloc foarte realist, adică cei care s-au luptat, cei care au făcut. E motivul pentru care aș vrea să dau doar un scurt citat din memoriile generale Alexandru Averescu, care ne scrie ce se întâmpla în România anul 1917, ce însemnau luptele duse la Uituz și în această zonă a noastră, și o perspectivă foarte, din punctul meu de vedere, foarte realist. Am să citesc acest. Se pare foarte sugestiv. 16 ianuarie 1917, generalul Alexandru Averescu scria: generalul Grigorescu a ținut un discurs pompos după cuvântarea regelui. Este extraordinar să auzi, cu propriile tale urechi, din gura unui comandant superior, divizia 15 a scăpat de două ori soarta țării, odată în Dobrogea, odată la Uituz. Am scris în istoria țării pagine privitoare, iar regele a fost astăzi în șanțurile de prima linie de prepozițiunile noastre. Dacă se vorbește astăzi așa, în fața celor ce cunosc personal realitatea anului 1917, spune Alexandru Averescu, trage o concluzie. Ce se va povesti mâine? E motivul pentru care îmi permis să citesc la final o perspectivă a ceea ce s-a întâmplat în 1916-1917. Și cu asta am să termin. Nu vreau să mai dezvolt acest slide. Doar cu această perspectivă ca să închid. Și am să citesc din jurnalul Ștefan Zeletin, care a fost unul cei mai importanți oameni politici în perioada interbelică, a fost ideologul Partidului Național Liberal, are niște cărți clasice de istorie. Mie îmi place cel mai mult o lucrare pe care a scris-o intitulată sugestiv, În țara măgarilor, în care descrie foarte mult realitatea românească. Și am să citesc din acest jurnal al lui, a fost ofițer al armatei române, și intitulează memoriile lui, sunt publicate recent, retragerea, povestea unui dezastru, octombrie-decembrie 1916, și am să închei doar cu acest citat. Tocmai pentru a vedea că acele vremuri nu au fost deloc simple, ușoare, iar evenimentele care s-au întâmplat au însemnat o anumită implicare și anumită jertfă. Și începe el acesta e un război vesel, adică războiul României cu putere centrală. Și continuă el. E mărturisirea unui prizonier german, făcut de batalionul 3 la Găiești. Singurul nostru prizonier în toată retragerea, spune Zeletin. Cum însă această mărturisire, război vesel, a fost făcută și de alți prizonieri, pe alte puncte ale frontului retragerii, se pare că în armata germană, ce opera atunci în Muntenia, domnea impresia obștească că războiul cu noi e mai mult o petrecere. Marele cartier mi se părea aș da toate silințele ce stau în puterea omenească spre a zădărnici forțările noastre desnădăjduite de a mai lupta și a oprit năvălirea dușmanului. Astfel, în orice ordin de sus, noi vedeam o nouă născocire diabolică de a ne da nemților cât mai ușor. De aceea îl primeam cu dispreț și vorbea de batjocor.
trebuie să fie auzit că și în cercurile conducătorilor despre această stare de spirit, căci de la Argeș până târziu, în timpul refacerii, primeam mereu ordine secrete, unele în chip de apel și rugăminte, altele mai amenințătoare. Toate însă, în același cuprins, să se ferească ofițerii de a vorbi în auzul soldaților de greșelile în conducerea noastră militară sau de a-și ridica superiori și a lăuda dușmanul. Dar totul e în zadar. Când venea vorba de comandanții noștri, nu mai cerceta nimeni unde se află și cine unde este, sau cine este aproape, atunci limba română părea prea săracă în cuvinte de batjocură pentru a înfiera felul cum au fost duși la luptă. Copiii morți. Și am să mă opresc aici, nu am să mai intru, vreau să mai fac această perspectivă, dar titlul este relativ înăutat și am să mă opresc și n-am să mai am să-l completez puțin, pentru că a scăpat un singur, o singură persoană a scăpat de persecuția comunistă în România și în Rusia și în Uniunea Sovietică, îl cheamă Anton Krihan, a cărui stelă a fost dezvelită la comuna înfrățită cu Mahala. Doamna primar știe despre ce este vorba din Basarabia, la care și subsemnatul și-a adus oarecare contribuție, a scăpat doar fugind în America. A mers pe jos până a reușit să treacă și prin Dunăre și prin Iugoslavia și tot s-a dus. Singurul care a scăpat din unioniștii Bucovinei și ai Basarabiei. Da, atât de așa. Vă mulțumesc mult. Dar în sensul că această zi, chiar cum trebuie să fie o zi a memoriei, numai că istoria trebuie percepută pe timpul lung al istoriei, să vedem și ce s-a întâmplat cu acei oameni politici, care a fost soarta lor. Nu doar să spunem că în 1918 a fost. Unii dintre ei, așa cum au fost, au avut niște destine frunte. Vă mulțumesc. Vă felicit alături de mine pe domnul profesor Puiu. Pot acolo? Da. Eu nu citesc niciodată ceea ce trebuie să vorbesc, dar pentru că trebuie să evoc niște ani, am luat și originalele la mine, numai pentru anul în care au fost scrise aceste texte. Nu intru în istorie, nu intru în prezent, deși am fost în fel și tip chiar de la Paris. Nu-mi plac ucrainene, nu-mi plac rușii cu atât mai mult, dar sunt în sufletul neamului meu de la Cernăuți. Și pentru a da o oarecare primă tentă de sărbătoare acestei întâlniri, am să vă citesc niște versuri scris de-a lungul vieții mele, și care fac parte dintr-un volum nepublicat încă, Discurs pentru memoria păcatului. Vreau să vă spun că acest grupaj de poezii l-am ales special pentru doamna Nandriș și am scris acolo câteva cuvinte foarte frumoase pe care probabil am să le spun și dumneavoastră. Doamne, eu am doi sfinți, lăsați mie credință din părinți în părinți. Primul este profesorul de limbă română, stăpână a sufletului meu, de plină. Al doilea, profesorul de istorie adevărat, cu care sufletul meu n-a cunoscut cuvântul păcat. Și 1991, Bucovina, mon amour, Cernăuți. N-am să pot niciodată să uit ce nu se poate uita. Când am spus între mamă și tată, Bucovina, patria mea. Poate cred că mai este speranță pe o urmă de zare ucisă, cât să pot dobândi cu tezanță într-o liniștea mea interzisă. Subtilitatea cuvintelor probabil vă simți și dumneavoastră. Și acum, poezia cea mai dragă mie se numește Calul. Am scris-o în
1978. Avem 28 de ani, deci acum 45 de ani. După mai mulți ani când am găsit manuscrisul, nu venea să cred că am scris-o eu. Vă spun și dumneavoastră. Astăzi ați trecut exact pe lângă locul unde calul acela a salvat viața mea și a tatălui meu, eu fiind copil. Și veneam de la Suceava, unde am dus lemne la evrei ca să facem și noi un ban, că așa se trăia în Pătrăuții Suceavei. Ultimul sat, înainte de a intra în Suceava, când ați venit. Că altfel și prima mănăstire a lui Ștefan cel Mare, după Putna, 1487. Acest cal a existat în realitate, când o haită de lup s-a luat după noi, a luat vânt și când a ajuns la intrarea în Pătrăuți, la 5 km de Suceava, primul sat pe dreapta, când vă întoarceți acasă, este un unghi drept. Șoseaua, Europa 85 și drumul în unghi drept. Calul, care avea 22 de ani, a încetinit pentru a nu ne răsturna și după aceea a luat-o iar la fugă, au început câinii să latre și așa am scăpat de prima noastră încercare teribilă. Intri pe Valea Sucevii din casă în casă și auzi un netezat ca un insoare, coborând opcina ca o fată frumoasă, amețită de horă și de sărbătoare. Tatăl meu e țăran și avea un cal sur și a întinerit cu el pădurea toată. Ce triști erau copacii și munții din jur când inima lui albă a încetat să bată. Urlă lupii în codri să ne înspăimânte, calul meu frumos, calul meu cu minte. Oare zăpada va putea să-ți dea în loc de iarbă, dragostea mea? Toată lumea îți preschimbă coama în poveste. Și tu vrei un stăpân și o pajiște înflorată. Iar țara mea de sus rămâne aici și este o inimă de cal cu zărea sfârtecată. Pe această poezie oferită doamnei primar Nandrei și doamna primar, să știți că la noi se respectă funcțiile pe care le-au avut persoane în timpul vieții lor. Și la noi. Chiar dacă domnul Soloiu nu este încă primar, nu pot să mă adresez decât tot cu domnul primar. Și acolo am scris așa, doamnei Elena Nandrei, cel mai frumos suflet românesc pe care l-am cunoscut din toată zarea noastră scurtecată, acolo unde sunteți dumneavoastră. Și acum, o poezie scrisă în 1982 și a fost publicată ca semn al meu de protecție, era un U în loc de O, dar în același timp și de opoziție. O să vedeți dumneavoastră unde apare. Și spune așa, la noi se cheamă La Bucovina. La noi, în țara de sus, Suceava curge în freamăt de ciude. Brazii poartă în inimile lor un dor nesupus. Trebuie să aștepți aceste inimi în tăcere să le asculți cuvântul. Copacii aceștia, Ștefan, Ion, Gheorghe, Niculae, toți au în tulpină câte un trup și un suflet la rădăcină preschimbat în ploaie. Opcina noastră e deasă și împodobită cu cea mai românească culoare. În fiecare arbore un fluier. În fiecare fluier un arbore trăiește mai dulce și mai tare. Nu era Nicolae, era Niculae. Și când s-a descoperit chestiunea asta, au ieșit controverse. Norocul meu că eram destul de tânăr atunci când am scris-o și nu și-au pus mintea pe mine. Îmi face plăcere să vă spun și anul. Anul este 1981. Deci aveam numai 31 de ani. Și acum o poezie extrem de dragă mie, pe care am dedicat-o omului pe care îl iubesc cel mai mult dintre intelectualii bucovinei, care trebuie menționat aici, este Ion Nistor, autorul Actului Unirii, născut în 1887 la
Bivolărie, un sat înaintea Putnei și decedat în 1962 la București. Unul cel mai mari istorici pe care a scris istoria Basarabiei, istoria Bucovinei și foarte multe alte lucruri. Și spune așa, mergeți către Putna, la Bivolărie, și vedeți o casă de români, unde încă Ștefan este chezășie omului creștin. Să opriți mașina lângă un gard cu flori, să priviți copacii ca niște feciori, să vedeți grădina noastră, fată mare, să nu știi în ce zi este sărbătoare. Și mai cereți doar o cană cu apă. Semn că Bucovina poate să vă înceapă. Scrisă în 1980. Deci înainte celelalte. Și acum o poezie care a fost publicată, toate sunt scrise înainte de 1989. Fac parte într-un portofoliu, eu am citit aceste poezii, le-am recitat, pardon, la Academia de Științe din Chișinău, când a fost sărbătorit la 70 de ani marele nostru poet național, Nicolae Dabinșa. Și trebuia scris totul sub alte cuvinte. Noroc că existau pe atunci polonezi care făceau înainte de 89 turnee spre Turcia și spre sudul României și aveau pentru micul negoț care se vădui cu marele negoț care îl făceau ei. Și prin ei am reușit să trimit poeziile la Vocea Americii. Și una dintre ele se numește Iarba. Și se referă tot la Bucovina, la ce s-a spus, nu s-a spus, dacă se spune. Și a fost citită de Mihai Rosete la Vocea Americii și spune așa: opcinile întinse, frânte în cunună, legate de rana Sucevii în sus, uitând dinainte să spună ce aveau mai de mult să fi spus, adormind pe o iarbă păzit de un simbol să crezi că iubirea o pradă cu vise din care te smulge domor o apă în formă de spadă și cine n-a fost încă aproape să o fi zis înainte ca vremea să treacă peste iarbă căzând sub o coasă de vis că nu este iarbă să tacă. Și ultimele patru versuri. Și tu, Basarabie, ori frântă Bucovina, sunteți ca și cum României lipsește o mână și încă. Și au pus-o să cerșească tâlharii la poarta bisericii să stea, duminica nemai fiind sărbătoare pentru patria mea. Vă mulțumesc din suflet! Și pentru a evita un gest nepoliticos, va trebui să plec la Bacău. Dintr-un motiv foarte serios, soția mea a rămas pe afară, că am venit cu cheile din mașină. Și stă, mă așteaptă pe undeva, pe magazine, pe unde. Vedeți să vă mai aștept. Dar a fost un politician foarte talentat la Bacău, a anunțat cu sunurile și trupe, am fost și tobe, am fost și eu invitat acolo. A stat și la jumătate de conferință, când a vorbit un pic, s-a ridicat și a dispărut ca un laș de acolo. Un gest teribil de urât. Putea să spună că are ceva și trebuie să plece, fără niciun fel de problemă. Știți și dumneavoastră, cred că era dumneavoastră la Bacău atunci, nu? Mi se pare. Au uitat. Corect. Au uitat. Corect. Mulțumim frumos încă o dată. În aplauzele dumneavoastră. Sănătate, să vă bucurați de cei dragi și cei dragi să se bucure dumneavoastră. Vă sărut cu mine, doamna. Acești bătrâni au fost colegi, cei doi, la masterat la Lucian Blaga. Ați făcut repede, nu? Că nu, eram profesor, domnul. Revenim la prezent, pentru că avem în sală, în emisiunea dumneavoastră, avem două tinere. Și am să o invit pe Elena Tudose alături de mine și pe... Hai, domnule, e
cei cu domnișoarele, mai greu cu prințesele. Vă rog, poftiți! Deci, aceste tinere, în 2022, vă rog, poftiți aici, da? Eu mai mult lateral, pentru că voi sunteți cele importante, da? În 2022 făcea o revistă. Da? Se cheamă Vocea Copiilor. Unde sunteți eleve? La Academie. La Academie. În ce clasă sunteți? A5. A5. Știți de ce vă întreb? Pentru că e un articol aici. Doamna Nandeș, cred că le știți de mititele, așa că... Educația devine periculoasă, se cheamă articolul, și nu întâmplător e toată aceasta. Pentru că ele reprezintă viitorul asociației, să știți. Nu eu, nu cei din sală, ele. Dacă ele aici simt românește, mai avem speranță. Dacă pentru ele ceea ce înseamnă Basarabia, ceea ce înseamnă Bucovina, simt că din țara noastră, mai avem speranță. Vă citesc doar așa, primul titlu. Începând cu prima zi de război, educația copiilor ucrainieni a fost întreruptă. Este despre... A apărut ziarul la, odată cu începerea războiului. Cine povestește puțin? Hai să nu vă îndemnați una pe alta, că știu că vă dați, spune tu. Nu, cam așa era. Am făcut și un interviu și de asta știu, că spune tu sau spune tu, cam așa. Își dau o întâietate. Cine vorbește? Cea care a scris. Cea care a scris. Hai. Ce vrei să spui? La momentul când am început să facem ziarul, cred că războiul a început să cam de... Câteva luni. Cam de două luni, Monica. Mulțumim frumos, corect. Mulțumim pentru că ne-ați suflat, sunteți un bun sufleur. Și a fost greu pentru tine, și, da? Și era o zi de școală. Dar de ce? Haideți să începem altfel. Voi ați vizitat Cernăuțiu. Da. Ați fost la Mahala. Da. Ați fost la doamna primară acasă. Ați văzut, da? Da. V-ați întâlnit și cu copiii ucrainieni, da? Și cum vi s-au părut? Sunt ei altfel decât noi? Nu, sunt la fel. La fel de treabă, vorbim aceeași limbă, nu? Ok. Și tu ai simțit nevoia să scrii, Elena. Când a început războiul, ai simțit nevoia să-ți aștepți toate gândurile pe hârtie. Și a apărut în acest articol. În schimb, tu știu că ai avut niște griji mai mari. Ea și-a comunicat sentimentele. Dar tu ce griji ai avut când a început războiul? De când a început războiul, vorbeam mereu cu părinții și cu bunicii mei să-i spune doamnei Nandeș dacă că putem să-i oferim cazare, mâncare, alimente și bani, orice are nevoie. Și nu numai dumneavoastră, probabil și la da. Cei care vin de acolo, din acea zonă. Adică v-ați deschis inima și casa, casa părinților, a bunicilor, nu? Ca să-i primiți. Cum ați simțit voi războiul? E ca un interviu aici, ca să le fac să povestească. Păi, am simțit-o sincer, zice și Elena după aceea, ca un lucru nedrept, pentru că copiii care nu au făcut nimica au simțit-o cel mai tare. Peste tot unde mergeam se vorbea despre asta și știrea a avut un impact destul de mare, deoarece noi credeam că toți copiii ar trebui să aibă dreptul la o educație, dar din păcate, din cauza războiului, ei nu prea le era încălcat dreptul. Aplauze. Bunicu, mulțumim frumos că le-ați adus pe tinerele prințese. Vă mulțumim frumos pentru acest ziar și să știți că ele sunt viitorul asociației, nu el, și nu dumneavoastră cei din sală, da? Deci dacă o să-i chemăm mai des să vină alături de noi, dacă mai aveți ceva de adăugat, vă rugăm. După tinere... Au transmis... acel element unic de empatie și compasiune apropo de copiii cu care s-au împrietenit din ținutul deci, de la marginea Cernăuțiului. Așa este. Mulțumesc frumos încă o dată și o să-l invit pe domnul Soroiu pentru că acolo s-a făcut o înfrățire în 2018, nu? Și au venit copii din Ucraina, aduși de doamna Nandriș, care au cântat și au urcat pe scenă. Facem și fotografii, pentru că
Vă rog frumos, domnule primar, să vorbim puțin de înfrățire. Pentru că asta fac frații, nu? Da, sigur. Se înfrățesc. Mulțumesc foarte mult pentru cuvânt, doamne și domnilor, dragă surioară, dragi surioară, să zic așa. Am emoții cât ar fi în sala asta 5.000 de oameni, fiindcă suntem puțini, dar bun. Și asta contează foarte mult. Oameni cu suflet curat, oameni care simt, trăiesc și gândesc românește. Știți că s-a spus că unirea se face în cuge și simțiri, da? Iată că noi în 2018, prin intermediul... Trebuie să facem hârtie, ca să ne înfrățim. Prin intermediul doamnei Dana, a domnului Tudose, suntem mulți a domnului... Răzanoschi. Suntem mulți artizani. Am reușit atunci în calitate de primar să facem o ora care ne unește la Cașa. Era un an simbolic, an 1918, 100 de ani de la Unire. Să nu zicem mai Unire, dar cum a zis și domnul general, într-adevăr sunt de aceeași părere, este o singură unire a românilor din granițele lor naturale firești. Ceea ce înseamnă de la Nistru până la Tisa, de la Erța, Cernăuț și până la Dunăre. Iată că a reușit atunci cu emoții mari, cu multă muncă, zic eu, am fost ajutați de un grup frumos de oameni și ne-am înfrățit cu comuna Mahala, sau localitatea Mahala, cum s-ar spune în Ucraina. Eu nu o să zic niciodată români ucranieni, nu există. Sunt români și atât. Români din Ucraina, români din sudul Basarabia, de altfel, care este acum tot sub ocupația ucraniană. Suntem români. Eu nu urăsc nici ucrainenii, eu nu urăsc nici rușii, mi-aș dori... Eu iubesc neamul, nu? Îmi iubesc neamul, într-adevăr. Exact cum a zis Marele Davija, noi nu suntem frați, noi suntem români cu toți, aceeași. Am fi frați cu ucrainenii, frați cu rușii, într-adevăr. În anul 2023, care trăim, în jurul nostru se întâmplă lucruri ciudate, lucruri nepotrivite pentru civilizația umană care a ajuns la acest timp, da? Războaie nedrepte, războaie barbare, zic eu, care n-ar trebui să se întâmple. De aceea eu îmi doresc, din tot sufletul, o lume liberă, o lume în care să circulăm liber, să locuim acolo unde putem și unde suntem primiți, o lume în care să nu există, să nu fie hotare până la urmă. Asta îmi doresc, deoarece vezi că acești copiii mei, care sunt copiii mei mari, dar tot copiii sunt până la urmă și vor fi, cât timp voi trăi, vor fi copiii mei, să trăiască într-o lume fără războaie, într-o lume liberă, să meargă acolo unde doresc, să muncească, să trăiască, iar toți oameni, indiferent de rasă, de culoare, să trăiască în armonie. Dar, din păcate, se vede că nu se poate. Unii n-au înțeles lucrul acesta și se întâmplă, mă repet, lucruri groaznice în acest moment. Dragii mei, eu nu-mi doresc altceva decât să fiți liberi, să trăiți liber în pace, chiar dacă nu se va putea, sau în viitor apropiat, să fim, trăim în aceeași țară, în aceeași graniță, dar să aveți pace. Să fie bine la dumneavoastră, sigur că am plâns, într-adevăr, când am aflat ce se întâmplă și chiar și acum am emoții și vine să plâng. Sunt lucruri aiurea și pentru ucrainieni și pentru românii în Ucraina. La fel suferiți împreună acolo. Să zicem așa, un scurt istoric, ceea ce înseamnă astăzi Cernăuțiu, nordul Bucovinei. Majoritatea sunt ucrainieni. De ce? Fiindcă a avut grijă sovieticii să deporteze românii de acolo, să-i ducă unde i-a dus și apoi nu s-au mai întors. Au avut grijă să aducă de-a lor și la data, la statistica de astăzi, ei sunt majoritari acolo, care, dacă ne uităm în istorie, la anii 1918, românii erau majoritari. Dar asta nu ne contează. Eu vă doresc, vă zic încă o dată, să fim liberi, să trăim într-o lume liberă, să fie pace, să ne putem întâlni cum ne întâlnim acum, dar cu mai vesel. Că surioara mea cea dragă este un pic tristă, probabil și obosită, și într-adevăr că vă știți mai bine ce este acolo, trăiți emoții cu adevărat, că știți, nu știți ce se va întâmpla în ziua de mâine. Și cam atâta o să vă spun, emoții mă copleșesc, doamna Dana. Ce să vă zic? Sănătate, chiar că mai avem o zi, da? Două zile și este 1 decembrie. Este ziua națională a României, da?
Peste câteva săptămâni este nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este Crăciunul. Iar peste câteva alte zile va fi un an nou. Da? Atunci vă doresc multă sănătate, la mulți ani, cu bucurie și liniște sufletească, să vă dea Dumnezeu. Nu știu dacă voi fi primar acasă, dar poate voi fi, am speranță voi fi, să ne întâlnim și în aceea calitate, să reveniți iar la acasă, așa cum a fost nu de mult timp. Amin. Doamne ajută! Lumea e presată de timp, o să, de acum o să rog să fim un pic mai subcinți, așa? Știu că și domnul subprefect se grăbește, nu era în ordine, dar vă rog poftiți la cuvânt, că... Se supără lumea dacă nu se lua bine. Nu erați, dar nu erați la cuvânt pentru că așa e, ne-am înlungit, dar e regla. Succes, domnul subprefect! Mai aș vrea să stau, dar am o problemă. Nu nicio problemă. Ne mai întâlnim. Județul Inic. Mulțumim frumos! Mulțumesc. Primul rând, mulțumesc pentru invitație la acest deosebit moment al acestei zile. Mă regăsesc că am mai venit de la un eveniment organizat la Bacău, tot cu ocazia zilei de 1 decembrie, vorbim de Ziua Națională, și mă gândeam pe drum ce aș putea să vorbesc la această reuniune atât de, să spunem, de suflet. E greu, eu nu pot să trăiesc sentimentele pe care le trăiți dumneavoastră, cei din Cernăbuți, și nici cei care vă împărtășesc îndeaproape istoricul pe care l-ați avut împreună, cu colegii primari sau frați, surori, cu domnul Sanovski sau cu cei care conduc asociația astăzi. În schimb, aș vrea să vă spun două cuvinte despre ceea ce și la dumneavoastră, dar și la noi, trebuie să discutăm mai des, despre patriotism. Pentru că să-ți iubești țara înseamnă totul. Alții nu înțeleg acest lucru. Și vă aduc aminte, de fapt vă aduc aminte, vă spun un lucru cert pe care am trăit eu când eram în clasa a șaptea, profesorul de istorie, profesoara de istorie ne-a dat o temă, bine, ne-a anunțat tema, adică în sensul să venim cu croioane colorate la noi, și în clasa a șaptea îți desenăm ce e asta. Și suntem prea mari. Mititei așa ca domnișoara ar trebui să desenăm. Că veniți voi cu croioane colorate, că vă spun despre ce este vorba. Și ne-a pus să desenăm, să pictăm, să colorăm un drapel al României pe foaie și un simbol tradițional, o floare, ce se poartă pe straiere populare, așa cum poartă și doamnele de astăzi. S-au chimit acolo, care au talent, care nu au talent, într-un final, doamna profesoară a trecut pe la fiecare să vadă ce face. N-a fost mulțumită deloc. Păi, fraților, și a avut așa o supărare răgnită, foarte tare. Voi nu sunteți patrioți. Ce-o fi patrioza? În clasa a șaptea, nu prea înțelegeam mare lucruri. Nu se vorbește ca astăzi despre patriotism. Când eram eu, nu se vorbea așa. Nici straile nu se poartă populare cum se poartă astăzi. Și noi n-am înțeles despre ce este vorba. În schimb, dânsa ne-a adresat niște întrebări care sunt valabile mai mult decât oricând astăzi, pentru orice popor. Și al nostru, și al dumneavoastră, și al celor care vă atac, să spun, al rușinii. Oare suntem în stare să colorăm propria noastră țară cu fapte bune, cu lucruri bune? Oare... Și aici o luăm așa, pe fiecare sector în parte, oare... Profesorii mai sunt în stare să formeze copiii pentru viitor mai bun? Oare preoții mai sunt în stare astăzi să pregătească mântuirea credincioșilor lor? Oare doctorii mai sunt în stare să respecte un jurământ al lui Hipocrate să ducă în sfârșit și să scoată dintr-un om bolnav unul sănătos? Oare politicienii mai sunt în stare să respecte un jurământ în care au spus că slujesc țara și poporul? Într-un final, ce am văzut eu, ce s-a întâmplat în Ucraina, oare armata, să mai veniți soldații, mai sunt în stare să-și protejeze țara? Astea sunt întrebările care ar trebui la care ar trebui să răspundem. La o parte putem spune că da, la o parte putem spune că nu, la altele poate și cu poate.
Cred că dacă am răspunde fiecare pentru noi, ne-am face treaba mai bine și am colora atât de viu această țară, cu fapte bune, cu lucruri bune, și am ține-o aproape, în așa fel încât, la un moment dat, când te uiți în curtea vecinului, vecinul nostru, care este și sora noastră, fratele nostru, am trage niște concluzii, în sensul că se ajută mai mult pe cei care trăiesc atât de greu, prin războaie, prin conflicte și așa mai departe, și ajutând pe altul, simți că te-ai ajutat pe tine. Despre asta vorbim, când vorbim și despre vecinii noștri, de asta vorbim, dacă vorbim și despre noi, la noi acasă, aici, în județul Bacău, lucruri pe care le-am uitat cu toții. Ne gândim doar la familia noastră, la bunul mers al familiei noastre, lăsăm societatea deoparte, e vina lui, e vina lui, e vina lui, nu e vinovată, numai noi nu suntem. Atât am vrut să vă împărtășesc puțin de câteva cuvinte, pentru că astfel de evenimente se întâmplă rar. Eu mă bucur și vă felicit foarte mult că ați preluat, vorbesc de damă, ceea ce s-a creat, s-a emulat aici în Onești. Cândva Oneștiul, din punct de vedere cultural, istoric, reprezenta o localitate mult mai importantă decât Bacău sau alt oraș din municipiul, din județul Bacău. Astăzi, observ așa la tot pasul că și în Onești, din păcate, sunt evenimente care nu fac bine societății în care noi trăim. Dar una peste alta, dovada evenimentului de astăzi este că mai avem șanse la viitor. Iată, cele două domnișoare au făcut fapte bune și se mândre cu siguranță de ele. Și vor fi un exemplu palpabil, să spunem, mai ales pentru faptul că s-a și filmat această dovadă. Și să dea Dumnezeu să fim sănătos, să ne mai întâlnim cu astfel de evenimente frumoase. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim și vă mai așteptăm pe la noi. O să-l invit alături de noi pe domnul avocat Tenache. Deja trebuie să fim așa din ce în ce mai sintetizați. Că timpul presează, nu-i iată. Mulțumesc și sunt încântat în mod deosebit față de mica delegație din Bucovina. Eu o să am un discurs ceva mai diferit, pentru că autorii mei au explicat în funcție cu domnul profesor Romandaș faptele și evenimentele din 1918. Eu aș vrea totuși să puntez calvarul, tragedia românilor din Ucraina de astăzi. Calvar început odată cu decapitarea lui Alexandru al III-lea Ghica, domnul profesor Tavare Greșescu, da? Care s-a opus lui Basarabiei și a plătit cu capul. Bucovinei și a plătit cu capul. De asemenea, este vorba de masacru de la Fântâna Albă, în 1940, în aprilie. 41. Când un autor declara, stăteau capul de oamenilor ca bostane pe câmp, cecerate de trupul lor. Astăzi, când ziariști români s-au dus să cercetez arhivele complete ale evenimentului de atunci, ucrainienii refuză. Și stau și mă întreb dacă nu cumva atitudinea lor după primul război mondial, când au spus că noi reprezentăm Basarabia și Bucovina la Paris, într-un anume fel, continuă și astăzi. Altfel, cum să-mi explic că drapelul românesc de la Cernuț este sfârșiat și călcat în picioare? Deci marea școlilor românești continuă reduse de nu știu câte ori, după cum spunea un profesor. Mai nou este pe tapet, deși s-a promis, nu limba română, ci limba moldovenească, invocând fel de fel de motive. Dar, prin perdeaua de lacrimi și suferințe, noi trebuie să privim înainte și să alegem, sau să urmăm, chintesența înțelepciunea lui Solomon. Adună pricepere și dobândește înțelepciune. Vreau să mai releg un lucru. Traian Popovici, care a fost primar de Cernăuți, care a salvat de moarte peste 20.000 de alogeni evrei, a fost persecutat de către puterea de după noi. De asemenea,
Eu sunt convins că românii bucovineni sunt mai patrioți decât românii de astăzi de negat. Și că până asta știu foarte bine ce voi spune. Noi, personal, am oprit România, indiferent că era înainte de 89 sau după 89. Întâmplarea face că acum vreo, cred că vreo 15 ani, domnul Sanoschi m-a cooptat într-o delegație mică la o mănăstire din Nicol Deasor, la Diaconești, unde era vorba de un scriitor, Andrei Vartea. Acolo era un cor de măicuțe extraordinar. Și a început să cânte. Dar fiind faptul că în timpul facultății am fost nevoit să memorez peste 10.000 de pagini, câte cu acel măicuțe le-am memorat imediat. Se zice așa. Avem o țară mândră ce au stăpânit o dacii, bărbați vitești nemuritori, ce stau de veacuri la unaltă, izvoare, văi și munți cu fruntea zări. Avem troițe sfinte și mii și candele de mii de pâlpâiri, de atâta lacrimi și prigoană, când ne prin pământul de martiri. Acest cântec, dacă cumva puteți să-l mai găsiți, este un cântec extraordinar, de acele mai puțe domnul Sanoschi, vă atinge, vă aduce aminte foarte bine. Da. Aș vrea să mai puntez faptul că despre, a spus domnul profesor acesta despre Aurel Vlad. Aurel Vlad, tribunul românului în Ardeal, nu mai avea locuință. Locuia în gară la Aiud și o femeie de servici care mătura s-a făcut milă de el și l-a dus acasă la el. Asta l-a fost. Iar Anton Căhan, fiindcă s-a făcut vorbire de el, a trăit 102 ani, a murit în 92, în America astăzi $1.000.000 care l-a donat românilor de acolo, un gest extraordinar. Nu vreau să vă plictisesc, vreau totuși să țin întreagă ideea asta și flacăra unirii. Cum zice un poet, mult s-a luat, dar iarăși mult mai este. Deși ne avem putere de altă dată când zguduiam pământ și cer, ce suntem noi? Inimi de eroi slăbiți de timp și de soartă. Dar dâși vom căuta, vom afla, vom lupta și vom triumfa. Așa te rog, Dumnezeu. Pentru că timpul nu ține în această după-amiază deloc noi, am să o invit alături de mine pe doamna Elena Nandriș. Mă scuzați, doamna, dar n-am auzit de cuvântul Nandriș, fiind elev la liceu, profesorul Giurescu a scris o carte, Amintiri, unde spune că a luat, s-a împrietenit cu anume Grigore Nandriș, din Mahala. Atunci am aflat pentru prima dată de Nandriș, mă scuzați. Da. Doamna Nandriș, câteva cuvinte. Nu am mai văzut. La mine cu câteva cuvinte nu te răspunește. Că atunci am mai multe. Pe vorbitorii, deci am... Nu știu. Eu spun aceea ce am... Știți cum e ce eu că cealbat. Nu m-a interesat ce-a fost ieri. Azi eu spun ce-a fost ieri și va fi mâine. Eu spun ce este azi. Deci, da, vă mulțumesc, domnul Sanoschi, vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Din mult n-am fost și chiar mi-era dor. Și am venit cu fetele noastre, colectivul nostru, nu cu toate, cu o mașină. Noi suntem mai mulți o leacă. Copiii am sub 80 de copii care vin la Căminul Cultural. Într-adevăr, cum am spus, știut, am fost 15 ani primar și mai mult am renunțat la post, n-am candidat și am rămas lucrez mai departe în primărie, răspunde în cultură, sport și relații internaționale. Deci înfrățirile le duc eu mai departe cum le-am și dus. Am înțeles că punești ceva la care? Sau ne gândim. Pe Doamne, da. Suntem veniți azi la invitația noastră și ascultând vorbitorii de acum, credeți-ne, nu, mai bine alt încep, după aceea continuu mai departe. De la bun început vreau să mă mulțumesc vouă, acelor mici lideraș care sunt aici, tuturor celor care ne-au cunoscut și ne cunosc, de care suntem prieteni și suntem înfrățiți,
pentru susținerea și ajutorul nostru a Ucrainei, a Bucovinei de Nord, a noastră, a românilor de dincolo, pentru ca să putem ajuta pe Ucraine. Pentru că chiar din primele noi ne-am trezit, noi nu știam că este război, nici la noi Cernăuțul nu a fost atins de bombe, de bombardament, dar telefoanele, am două telefoane, după cum știi, și ambele nu reușeam să răspundă. Veniți, ușile, casele sunt deschise. La una se răspunde, doamnă. Casele sunt deschise, răspundeam la care puteam, la care până la un moment dat a venit întrebarea ce să facem și noi aici, care sunt acolo, să pleacă. Sunt copii. Eu am trăit, știți cum, ne-am trăit rai, ne-am mâncat malaiu. Dar sunt copii care vrem să trăiască, pur și simplu. Nu știm la ce ajunge. Și până la urmă și eu am hotărât și băietul, și majoritatea din sat. Am hotărât una. Nu merge nicăieri. Aici suntem, acolo sunt căsuțele noastre, acolo sunt moșii strămoșii noștri, lasă tot și pleacă unde? Da, ne primiți, de ne deschideți ușile, ne trăiți, cât până când? Mai stăm dacă, mai așteptăm. Și am stat și am așteptat și am primit peste 1500 de refugiați din părțile celea. Și chiar acum avem câteva familii la noi, care un copilaj de 7 anișori vine, cântă cu noi românește, el vrea să fie, el spune, vorbește în limba lui, dar cântă câticele în limba noastră și îmi spune că eu vreau să mă deie părință la școală, eu vreau, dacă mai rămân aici, vreau să mă duc la școală, să învețe limba noastră, limba românească. Deci nu e chiar atât de strașnic lucru cum îl desenăm noi câteodată. În privința rușilor, domnul profesor a spus, nu sunt de acord cu dânsul. Cu dumnealui că îi plac rușii. Noi nu avem pentru cipul de ruși. Bătaia ce e de joc, ce-au făcut rușii în... Domnul n-ați spus, domnul profesor a spus, amintit de Fântâna Albă, dar noi am avut Lunca. Întâi a fost Lunca, pe 27-28 ianuarie, pe 7 februarie, unde noi avem lista de 848 de persoane, dar nu stăte, nenorocite, distruse de ruși. Noi nu-i suferim. Noi nu-i iubim și nici nu i-am iubit niciodată. Că și-au bătut joc de poporul nostru. Și cu ucrainei încă o dată. Au fost deportați când ne-am dus încolo și ucrainenii, satele vecini ucrainenii. Noi ne-am împăcat foarte bine întotdeauna. Ca vecini ne-am împăcat. Ce s-a făcut mai departe politica, nu suntem nici noi vinovați, nici cei de alături care trăiesc lumea simplă. Deci nu e nivelul meu de condus, de vorbit asta, cred că. Adică de hotărât întrebările care le fac acolo. Nu avem putere. Nu că nu e nivel, nu avem putere. Dar să... Pentru ruși, noi nu avem nici pentru ce stima. Poporul simplu, care vorbește limba rusă, vorbește vorbitor de limba rusă, nu e vinovat. Chiar și copilul ăsta vine, zice, noi acolo în Harkov, ne-au distrus tot, au rămas fără casă, fără masă și au venit să o găsită adăpostul la noi, la noi în sat. Și noi, fiecare din noi, ce avem, te dăm un mic de ajutor. Din asta cât avem, cât putem, cât îi putem da. Le dăm și lor, pentru că ei nu-s vinovați. Că au venit frații lor ruși și îi nenorocesc pe dinși acolo. Credeți-ne că asta e o problemă foarte mare. Și aud din partea României, adică, Doamne ferește României, multe lume, mulți, exprimă că rușii sunt mai buni. Păi, dacă tine nu te-a mușcat cânliceala, apoi înseamnă că tu s-o cuți pe dânsul de bun, dar să fii mușcat odată, urmă trebuie să-ți dat cu coada, al dată știi ei, că nu-i chiar așa de bun cum însă la urmă. Deci, eu mai bine nu ating întrebările astea, le nivelăm. Ne coborâm la nivelul nostru, adică cred că mai bine ar fi să vorbim asta ce este acum. Noi suntem dincolo. Da, noi ne spunem Bucovina, Bucovina de Nord. Noi am pregătit două cântece pentru voi. Și cred că între aceste două cântece, care v-am cântat cu fetele, dacă ne permiteți, îți înțelege toată durerea noastră ce o avem și o ducem noi acolo. Divizul nostru am fost, eroi au fost, eroi vor crește. Eroi vor crește. Pentru că noi eroici aici de creștem. Noi ne iubim țara, noi ne iubim limba. Cel mai îndrăgit cântec a copiilor, că acestea sunt mamele copiilor care vin la noi la Căminul Cultural, unde noi, v-am spus, avem aproape 80 de copii
Credeți-mi, e foarte greu de lucrare. De la 4 anișori, nu știu am de ce, până la 75, ce sunt să ne mai, dar de până, da, îi cunoașteți, la grupa asta mai în vârsta noastră, care e. Dar copiii, într-adevăr, sunt de vârsta școlii, până la 18 ani, avem și am câteva fete, avem și după, doctor la 20. Ești toți copii care vin două, de trei ori pe săptămână, cum îi putem la repetiții și credeți, adică am o întrebare, care mai îndrăgit cântica lor este? Vă puteți închipui? Nu. Pentru ea. Pentru ea la putna când da. Pot bate. Și refrenul, da, să-l auziți refrenul, noi, eu îl aud la repetiții de măcar o dată în săptămână și mi se ridică părul în vârful capului când zici Dumnezeu prima oară. Știți cum cântă? De răsun în căminul cealaltă. Când ies în scenă, ies limba noastră. Este limba noastră, limba noastră. Și a doilea cântic este pentru țară, pentru neam. Răsună pentru țară, pentru neam, răsună țară, răsună când cântă ei. Și cântă limba noastră. Noi cântăm în limba noastră, noi vorbim în limba noastră. Da, legile sunt împotriva noastră. Dar poate ce s-au amânat? Mai s-au amânat un an de zile să ne lese școala? Ce se pune? Majoritatea sunt profesori. Da, toți profesori. Da. Mai s-au amânat un an. Pentru că noi asta e o biruință. Mai un an vom vorbi în barogul. Deci, noi ne străduim. Și societățile noastre care sunt acolo, toți o să străduiesc ca să rămânem aceia. Ce să facem mai departe? Ce ajunge noi? Nu știm. Ne rugăm de o lună. Vrem pace. Și am spus-o de la bun început, am mai fost invitat în România și am spus de la bun început. Lăsați-ne să scăpăm de ruși. Ajutați-ne să fie pace. Că cu ăștia de acasă noi descurcăm singuri. Credeți-ne, timp de 80 de ani noi ne-am obișnuit de casa asta de care o avem. Dar e căsuța noastră, e cuvântul nostru. Acolo stă moșul meu, strămoșul meu care au fost români. Noi am povestit, dacă știi, ia uite, este Natalia, bunica ei, a trăit 99 s-a născut. Da, haideți vă rugăm. Da, și ea a spus, zice, m-am născut la austrieci. M-am născut la română. Așa, m-am născut la austrieci, am îmbrat la școală la români, m-am maritat la ruși și am să mor la ucraineni. Fără ca să mă cobor de vizitori. Or, fără să ies din o gradă. Deci a trăit în patru țări odată. La România este un alt un proverb. Vina noastră, merga noastră, noi rămânem tot ca ne mai cuminți. Da. Noi rămânem cei ce suntem. Ce să facem? Asta este. Deci eu am, ca primar, am bagaj de slovă, de cuvinte multe. Deci da, de cuvinte multe, așa cum noi spunem, bagaj de cuvinte multe, dar nu cred că e cazul. Vă mulțumim frumos că ne țineți minte. Și la oricare sărbătoare. Dar, în primul rând, prietenul are nevoie să cunoaște. Noi am văzut cine ne sunt prieteni. Dana, dumneavoastră, acele fete frumoase și mai mult jumătate României care mă cunoaște, toți m-au sunat. Veniți, noi vă deschidem ușile. Cu cine veniți? Cât puteți? Chiar de București, prima persoană care m-a sunat din București, care eu m-am mirat, am ridicat și zice, Doamnă, am un apartament. Dar vii cu toată familia. Nu trebuie să iei nimic. Din puținul meu mă împar cu tine și cu copiii tăi. Am fost foarte emoționată. Și am spus, stați liniștiți, vă mulțumesc mult pentru tot. Dar până ce rămânem acasă. Așa a fost soarta să vedem, că s-a dat Bunul Dumnezeu ca să-i putem ajuta pe cei care au mai mare nevoie. La noi, dar Dumnezeu și nu avem destuge, nu avem nevoie. Îi alta că se duc băiețe, mor băiețe și vin apoi să crie. Băieți tineri, de la 19, 20, cu copii acasă, părinți acasă, câte doi lucruri. Asta face război. Dumnezeu să ne ajute. Nu vrem nimic. Vrem pace. Absolut, pace. Noi să ne descurcăm. Știm, am muncit.
știm a câștiga, știm a cheltui. Dorința noastră cea mai mare este să avem pace în țară, asta care este. Mai departe să vedem, istoria ne-a învățat, ne-a îndrumat, să putem vorbi, concânta, ne ruga în limba noastră. Asta ce voi aici nu faceți. Voi aveți și nu prețuiți. Noi o prețuim acolo. Asta e este. Vin fetele? Da. Dacă vor. Eu am făcut riptițe de drum în mașină. Dar vă alegem care cânte. Am înțeles. Amărită-și
despărțiți surori Ofleano. Frați români, să nu uităm Ofleano. Frați români, să nu uităm. De la o mamă suntem Ofleano. Să ne dea bună Dumnezeu tuturor pace, că doar acum noi vedem cât e de scumpă pace. Dacă este pace, avem grijă noi și de celelalte. Pentru că vin sărbătorile de iarnă, am zis așa că e frumos, a trecut Moș Nicolae pe aici. Și a lăsat câte ceva. E puțin, e nimic. Dar e așa din suflet. Mulțumim frumos încă o dată. Mulțumim frumos. Da. Da. E greu să mai ținem așa emoțiile. Domnul Rusanoschi? Nu. Dacă... Rămân aici. Dacă mai dorește cineva să spună ceva, am rămas fără cuvinte. Mai e cineva în sală? Da. Dați-mi voie două, trei cuvinte. Eu fiind inginer, mai puțin cu vorbele, eu sunt mai mult cu cifrele. Adică a fost, e general, mă sunt un moșneam. Eu am spus că îmi curg banii din mine, voi oameni buni. Lăsați, mă aplică. N-am multe să vă spun decât niște cifre. Că așa sunt eu pregătit. Așa am dat o grămadă de examene în viață. 105 ani de la Unirea Bucovinei cu țara mamă România. Istoria nu poate fi schimbată, dar putem învăța din ea. A nu-ți cunoaște istoria este ca și cum nu-ți cunoști părinții. Eu mi-am cunoscut părinții. Născut în Basarabia, mama din județ Hotin, tata din județ Soroca, iar eu român. M-am născut în România, în 1943, acolo undeva, lângă Ierineț. La 1775, nordul Principatului Moldova, de la Suceava până la Nistru, este anexat, am dăgrămează voi că m-ați emoționat, sunteți formidabili, vă mulțumesc. A fost anexată de către Imperiul Asburgic și i-a dat numele de Bucovina. Deci e un nume din plumut. Nu ne aparține, dar ne l-am însușit. Bucovina, țara fagilor. Frumos! Pentru acea frumoasă Bucovină, ce alt nume puteau să găsească austriecii decât țara fagilor? La 1812, estul Principatului Moldovei, spațiul dintre Prut și Nistru, este anexat de Imperiul Țarist și devine Basarabia. Altă minciună istorică. Nu e adevărat. Basarabia este alta, bucățica aceea de la Dunăre, care se cheamă Buceagă, da, care astăzi este în Ucraina. Dar s-a spus aici, istoricii au spus de ce a ajuns să-i spună Basarabia și așa îi spun și eu că n-am încotro, s-a născut acolo și trebuie să recunosc că ăsta e numele. La 27 martie 1918, Basarabia revine la țara mamă. La 28 noiembrie, adică astăzi, acum 105 ani, Bucovina revine și ea la țara mamă. La 26-28 iunie 1940, Basarabia și Bucovina
sunt din nou anexate de către URSS, care stabilește granițele așa cum au dorit, cum a fost Stalin cu creionul lui cel gros. Și a luat și partea din nord a Bucovinii, și Herța, și partea Ucrainei de jos, care este la Ucraina, și au format statul Ucraina cu mai multe acapărări de teren. Bucovina intră în Ucraina, iar Basarabia se transformă în Republica Socialist Sovietică Moldovenească. Care astăzi, de fapt, îi spune, vă rog să mă scuzați, Republica Moldova. O rușine! Din această cronologie se constată că istoria a putut totuși fi schimbată de către elitele vremurilor, sau vremii, sau al epocii, atunci, la 1918, de generația lui Iancu Flondor în Bucovina și statul țării în Basarabia. Au reușit să aducă cele două provincii românești la țara mamă, e de pentru 23 de ani numai doar. Și acum să termin cu istoria și cu cifrele, dar nu pot trece cu vederea că Marele Eminescu, la 1866, în poezia sa, la moartea lui Aron Pumnu, profesorul lui la gimnaziu din Cernăuți, scrie această poezie și spune cam așa: îmbrac de îndoriu frumoasă Bucovină, se stinge un luceafăr, se stinge o lumină. Chiar dacă doriul este adresat sau se referă la profesorul lui, totuși acest doriu astăzi îmbracă Bucovina și astăzi, după atâția ani, de la el încoace. Despre Basarabia, alias Republica Moldova, ce să spun? Plutesc nori negri și joși, sau la mică înălțime deasupra Basarabiei, dar despre unire nici nu vrea să audă, iar limba română se vorbește doar în șoaptă. Iar în Bucovina, limba română, oficial, nu există ca și etnie română. Există doar moldoveni și limba moldovenească. E un adevăr. O invenție a propagandei sovietice și în vremurile actuale, nu numai atunci când a fost, de atunci când a fost ocupată. Același Eminescu, în poezia Doina, spune cam așa, de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul mi s-a. Pentru că Eminescu a fost și este veșnic printre noi, eu l-am întâlnit și m-am plâns că sufăr de o boală și boala mea se numește boala pământului natal, a cărei leac este doar unirea. De 80 de ani o caut, și părinții mei și eu nu l-am găsit. În final, ce spăcos vă spune? La cei 80 de ani, atât am putut face. Adică să lupt cu Asociația Culturală Pro Basarabia, timp de 40 de ani, dintre care 22 am fost președinte asociației, pentru promovarea românismului dincolo de Prut, și dincolo de Pătarul de Nord, Bucovina, pentru că dus acolo românismul, trezește conștiința națională. Iar conștiința națională este atributul principal al căpătării identității a neamului românesc. Atunci când unui popor îi se ia identitatea, limba și obiceiurile, îi se ia limba și obiceiurile, își pierde identitatea. S-ar părea că ce am văzut în seara asta și am văzut și în alte ocazii, nenumăratele mele drumuri, 92 de drumuri făcute, Bucovina, Basarabia, Paramuș istoric, m-au convins că, de fapt, mai putem spera încă.
Eu mai sper, nu știu cât. Dar încă mai sper. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și m-am răcorit spunându-vă că nu-i uita, Doamne, pe români. Adună-i! Vă mulțumesc, stimate Doamne! Dacă cineva... Bucuria mea este atât de mare încât nu mai vreau să spun. Dacă cineva mai dorește să adauge... Doamne, Doamne, nu mă chiar vreau să spun și ceva. Dacă vă întâlnesc prea cum să da, poftiți în față, da? Ca să nu punem în dificultate colegul. Și ieși în tuneric. Meritați lumina. Vă mulțumesc. Mă numesc Francesc Rășea și sunt președintele Fundației Ioana Ciocșului. Și în 2018 am fost la Chișinău. Și am avut onoarea ca să fiu și moderatorul acestui festival de folclor, Cântă Cucu Bucovina, care a fost sub egida lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Numai cine nu merge în Bucovina, cine nu merge la Chișinău, nu știe care este sufletul celor de acolo. Am cunoscut un ansamblu din Ținutul Herței, s-au plâns cu durerele, așa cum spun și cânte doamnele, dar pentru că și bunicii mei au fost în primul război mondial și multe sunt de spus, aș vrea să zic o poezie care am spus-o și acolo, iar la Vadul Vodă mi-a zis un domn, m-a pe umăr, și că aici, domnule, mai ușor cu Ștefan cel Mare la tău, știi? Dar eu, pentru că sunt nepot de-a lui bunicul Emeșel, zic că asta nu fac eu lecția, nu trebuie să-mi spui din data mie ce trebuie să vorbesc. Și cam așa spune poezia, spovedanie. Doamne, cum să împart trupul acesta în trei părți? Cu doar unul și păcat. Doamne, cum pot să împart trupul acesta în trei părți? Cu doar unul și păcat pentru asemenea încercări. Doamne, copiii și cum să-mpar, Doamne, Moldova și prea dulcea Bucovină, lăsând grângile deoparte și străbuna lor tulpină, de străbuna lor tulpină, cum să-mpar, Doamne, Ștefan Vodă. Step.
Iertați-mă, și un oarecare om m-a întrebat, ia mai terminați cu România asta și cu românismul, și Ștefan cel Mare a fost român, ia câtă ce a crescut Uniunea Sovietică. Ăștia sunt urmașii educației noi comuniste. Noi asta știm. Dar noi avem ansamblu urmașii lui Ștefan, care sunt, vă spun, aproape 80 de copii avem acolo. Dacă nu, dacă îi întorci din Italia, din Germania, cei copii care sunt plecați, sunt la sută de copii care sunt urmașii lui Ștefan. Noi avem a noastră istorie și la care ținem foarte mult. Cu părere de rău, dar și cu multă bucurie, vă spun că seara aceasta s-a încheiat. Dar nu tragem cortina și nici o glonă. Vă salut. Încerc să vă salut un salut pe care l-avea Eminescu. Trăiască nația, sus cu dânsa. Mulțumesc frumos!